Bună dimineața, prieteni! Ia uitați, prieteni, cum a început să ningă un pic. Sunt la o cafea aici la Făișor, că v-am spus că asta e activitatea mea care o fac pe fiecare dimineață. Îmi place să mă plimb. Și uitați un pic cum a început să dea un pic de... din soare. Uitați, prieteni, acum... nu știu dacă se vede pe fondul imaginilor. Ia uitați. Cred că se vede, da? Deci s-ar putea în iarna asta să avem și noi un pic de zăpadă, mi-aș plăcut să mai fie zăpada cum erau în copilăria noastră, dacă vă mai aduceți aminte, prieteni. Deci ați văzut, prieteni. Dă un pic de ploaie cu zăpadă. Da, prieteni, la povita și din soare, cum a spus, cum s-a anunțat la TV, la TV, ați văzut, ia uite, și plouă, și ninge, nu știu dacă se vede pe fondul imaginilor, dar se vede un pic. Doamnă, ești minunată, ești mai frumoasă de fiecare dată. Peisajul, doamne, uitați verdele, ce super frumos e aici. Asta este activitatea mea pe fiecare zi, la o cafea, la un traseu. Orașul văzut într-o dimineață de toamnă, aici la misofonia Tărbovișteanu. Uitați, prieteni, cum se vede fulgi din ploaie. Mai vedem și orașul un pic dimineața. Ceasul este 9:15. Uitați, trebuie să ajutăm noi acolo. Și acum intrăm pe bulevardul Castanilor, care duce către gară. Uitați, fugi de nea prin ploaie, prieteni. Se vede bine pe tine, uitați-vă. Ia uitați, fugi de nea. La Târgoviște sunt câțiva fulgi de nea frumoși. Bineînțeles, ploaie.
prieteni, vă doresc o după amiază de toamnă cât mai frumoasă tuturor.